Sylvester Stallone l-a comparat pe Donald Trump cu primul președinte al Americii. Actorul în vârstă de 78 de ani și-a exprimat admirația pentru Trump în cadrul unei gale din Florida. Stallone l-a asemuit pe republican cu George Washington, dar și cu personajul său emblematic Rocky, care a reușit să schimbe vieți. When George Washington defended his country, he had no idea that he was going to change the world. Because without him, you could imagine what the world would look like. Guess what? We got the second George Washington. Congratulations! În cadrul galei America First Policy Institute, Sylvester Stallone l-a felicitat pe Donald Trump atât pentru victoria obținută la alegerile prezidențiale, cât și pentru nominalizările sale din viitoarea administrație. Actorul în vârstă de 78 de ani l-a comparat pe președintele american cu fostul președinte al Americii George Washington, cât și cu personajul său Rocky Balboa. Boa, din celebrul film din 1976. And at that moment he was a chosen person and that's how I began the journey. Something was going to happen. This man was going to go through a metamorphosis and change lives. Just like President Trump. Sylvester Stallone a spus că îl consideră pe Trump un personaj mitic datorită realizărilor sale. We are in the presence of a really mythical character. I love mythology. And this individual does not exist on this planet. Nobody in the world could have pulled off what he pulled off. So I'm in awe. După ce actorul și-a încheiat discursul, alături de el, triumfător, a sosit chiar Donald Trump, vizibil încântat de vorbele lui Stallone.